Din programul pregătit de elevi și profesori nu au lipsit un carnaval, un program de cântece și poezii, dar și de voie bună, la toate aceste activități asistând inclusiv părinții micuților. Școala noastră Iuliu Maniu este astăzi 5 martie 2013 în sărbătoare, deoarece clasele de step by step, care sunt, așa cum bine știm, o alternativă educațională la forma tradițională de învățământ, celebrează 100 de zile de școală. Această sărbătoare este specifică acestor clase de step by step. Noi ne bucurăm foarte mult de existența lor în cadrul școlii noastre și ne încântă de asemenea profesionalismul doamnelor învățătoare de care au dat dovadă până acum. Noi le dorim în continuare multă răbdare și dragoste, așa cum au avut până acum față de acești copii, să poată în continuare educa multe generații de elevi în sistemul step by step. Astăzi este a 100-a zi de școală, zi în care stepul sărbătorește. Și cu ocazia acestei sărbători, noi am pregătit un bal mascat, un carnaval. Fiecare clasă pregătește activități extrașcolare și colecțiile cu 100 de obiecte pe care poate că le-ați văzut la intrare. Fiecare copil pune pe colecție 100 de obiecte, ceea ce simbolizează un obiect pentru fiecare zi de școală. Mulțumim părinților care sunt aici prezenți, care ne ajută să susținem alternativa STEP în continuare și vă mulțumim și dumneavoastră că ați venit să ne vedeți astăzi. Vă invităm sus să urmăriți partea a doua, care este Carnavalul Măștilor. Mă numesc Acio Arman, sunt în clasa a 3-a și sunt foarte bucuros pentru asta. A 100-a zi de școală reprezintă pentru mine o zi deosebită. Dacă în clasa 1 și în clasa 2 m-am decis să fac, m-am trudit ca să fac colecțiile de 100 de obiecte, anul acesta mi-am propus un alt proiect. Mi-am confecționat un costum special pentru prezentarea măștilor. După cum se vede, sunt un general roman, gata să-mi apăr oștirea clasei a 3-a A.